Trăgătorul secund Robert Petraru este primul jucător care ar putea să-i se alăture echipei de volei CSM Suceava în încercarea de a se menține în divizia A. Sucevan la origine, Robert a făcut parte din lotul național de juniori, iar în prezent evoluează la prim-divizionara Torpii Târgu Mureș. Acesta se află în Suceava și și-a exprimat dorința de a juca din nou acasă. În aceste condiții, oficialii suceveni așteaptă să afle pretențiile financiare ale formației din Târgu Mureș. Pentru postul de trăgător principal, sucevenii ar putea fi ajutați de vecinii din Piatra Neamț. Prieten bun cu Victor Pancu, antrenorul VCM-ului Dan Gavril a anunțat că este dispus să împrumute la Suceava unul dintre cei patru jucători pe care îi are la dispoziție pe postul respectiv.